Salutare lume și bine v-am regăsit la episodul 2 din această serie de Minecraft. Nu știu de ce dracu am făcut aia, dar mă rog. Ok. Bă, eu cred că ar cam fi cazul să bag și eu un somn așa repede. Că oricum am paturile puse aici. Am verificat chestiile astea. Bun, somnic, tăticu somnic, băgăm somnic acum. Sincer, în episodul de astăzi mă gândeam să-mi refac obiectele, adică mă rog să mă blindez tati de obiecte, adică să, na, înțelegeți voi și să vedem ce mama dracu-i chestia aia de acolo. Nu știu dacă vă aduceți. Uite că și acum strălucește, e ceva acolo. Și nu știu de ce am impresia că e ceva bun, adică na, zic și eu. Ok, n-am mai luat barca, dar pizda mă si. A, uite un schelet acolo. Dacă nu mă înșel eu, cred că e un schelet. Ia să vedem. Da, e un schelet. Ok, o să fiu nevoit să îmi fac obiecte astăzi. Și o să-mi cam fac de toate, na, adică de ce nu până la urmă dacă tot mă apuc să fac obiecte. Dar hai totul să o luăm așa mai de sus, de pe acolo, ca să nu dăm bot în bot cu toți fraierii cum ar fi ăla de acolo. Ok, ia să vedem cum facem noi. O luăm pe aici. Mamă, să fie al dracu că mi-am pierdut și prăjiturelele. Avem o lubeniță aici în devenire. Ia să vedem. Uite frate, sunt și lubenițe. Am găsit lubenițe, goddamn. Dă-le încoace. Păi înseamnă că nu o să duc chiar... fac un vrăjitor. Băga-mi-aș picioarele. Înseamnă că nu o să duc... Uite bă că mi-au rămas subiectele și nebun. Ce dracu s-a auzit așa. Mă rog, nici nu mai contează. Hai să luăm lemn. Că deja încep să mă cac pe mine când stau și mă gândesc că nu am obiecte și vin ăștia, frate. Bă, dar e băgat adânc pomul ăsta din câte se vede. Și cred că... Oliu! Băi, frate, dar ești mare rău. Nu glumă. Ok, o să le pun deoparte, că momentan n-am nevoie. Bă, n-a luat-o pe aia. N-a luat-o. Păi de ce nu-i, mă, frate, mă? Ia spune tu. De capul meu, frate, câte drăcovenii sunt pe insula asta și sunt foarte aproape și foarte mulți în același loc. Nu ar fi o problemă... neapărat faptul că e grea harta. E o problemă că sunt foarte mulți în același loc. Adică ați văzut acolo, în stânga vrăjitoare, pe dreapta venea creeper-ul și tot așa. Foarte mult. E nașpet rău. Cred că o să-mi placă harta asta și o să-mi dea și câțiva nervi, dar acum asta este. Trebuie să jucăm. Bun, hai să facem așa. Bun, mi-a scos și bucățile de lemn. Să coborâm, dar pe unde? Pe aici. Mă sparg dacă o iau pe acolo. Deci coborâm așa frumos ca băieți. Auci, tot m-am spart. Și cred că o să-mi fac eu și o scară pe aici pe undeva. Bun, deci aici avem cam tot ce ne trebuie. Ia să dăm noi totuși chestiile astea la o parte. Teleporter supplies, pe bune frate. Ok. O să pun aici tot ce am eu nevoie. Avem deja acest table frumos. Ok, hai să facem mai întâi o sabie. Și culmea că e de lemn. Dar ce mai contează până la urmă? Avem un târnăcop. Facem și un topor. Să facem și o sapă, dar... De fapt o lopată, da, o să fac și o lopată că nu se știe cum am nevoie. Și momentan de haleală nu prea duc lipsă, că văd că îmi crește pe aici pe acolo câte o lubeniță, câte una alta. Dar oricum o să am nevoie să-mi fac eu ceva al meu, deci o să facem, o să facem și un wooden hoe. Ok, pastea le punem deoparte. Și acum hai să începem să, bă, da, eu... Ia stați așa puțin că nu mai știu, da, aveam ceva wheat, de fapt seeds-uri,
Dar nu știu unde să fac, cred că o să fac aici sau nu, trebuie să fie undeva cu deschidere la apă. Și nu prea îmi dau seama pe unde. Și nici n-am fier ca să fac o găleată sau ceva măcar. Oh, fuck, nu, 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 nu. Mamă, ce era să mă prindă nesimțitul dracului. Ok, cred că o să facem altfel și anume așa. Ne construim noi ca de obicei ceva al nostru, că de altfel dacă harta nu oferă, n-avem încotro. E greu e să fii și Minecraftist din asta. Ok, hai că mai luăm, mai avem nevoie. Ia să vedem, 37, 38, 39, 40, 41. Cred că o să-mi ajungă 41 de bucăți. Sper eu, acum nu știu sigur. Auci, au, aia a durut. Ok, și facem, uite, așa. Cred eu că ar trebui să-mi fac oarecum și un urcuș către dânsul. Sau poate o să o iau pe aici. Depinde, vedem, nu știu. Ia să vedem, aproape că ajunge lângă... Ah, aproape, dar nu contează. O să fie de ajuns momentan. Ia să vedem, cred că o să le dau și pe astea la o parte. Așa. Punem aici. Au, nu, 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 acolo băgam și piciorul, am gafat-o. Asta este, se mai întâmplă. Ia să vedem. Da, o să fie foarte bine așa. Deci facem în felul următor. Uitule să crești mare și frumos și repede, în special, pentru că o să am nevoie, că altfel o să mor dracu de foame aici. Ok. Am făcut-o și pe asta. Unde este? A, uite, seeds-urile. Hai să le plantăm. Nu avem prea multe, dar asta este. A, uite, mai este încă unul acolo și cu ocazia asta o să luăm și bărcuța ca să vedem ce mama dracu e acolo, frate. Nu, nu o sparg așa că poate o pierd. Ok, vino încoace. Dacă ar mai fi pe undeva, ce bine ar fi. Ia să vedem noi ce este aici. Chiar sunt curios, adică am văzut că strălucea așa foarte puternic. Ah, ok. Opa, se pare că chiar este ceva. Să vedem mai întâi ce spune acolo. Food kit level 2. Aoleu, o să mă sufoc. Sau nu o să mă sufoc. Bă, a fost o idee foarte, de fapt, nu că bună, a fost, nu știu, vital să vin aici, pentru că văd că sunt obiecte puse acolo și chiar aveam nevoie de prostii de genul, că o să pot să plantez și, na, mă rog, o să fac mai multe chestii. Ok, ia să vedem, nu, nu mai avem, deci o să lăsăm bărcuța pe partea cealaltă. Ia să vedem unde era, ah, da, uite aici. Deci fix aici o să o las. Și eu vin așa, bun. Am crezut că o să pice chestia aia de acolo și o să trebuiască să o fac chiar, dar asta este. Bun, deci în concluzie avem mai multe porcării, ia să vedem. Avem morcovi, stick care este deja gătit, golden apple, de ăsta nu, nu chiar aveam nevoie așa mare, dar treacă meargă. Și câteva pâini și chiar melon. Melon n-am nici cea mai vagă idee unde o să fac, dar probabil tot pe aici, pe undeva prin zonă. Ia să strângem și pentru melon ceva pământ. A, uite așa. Ok, ia să vedem de unde luăm. Cred că o să luăm de aici, că oricum nu duce nimeni lipsă de pământul ăsta. Așa, așa, ia-l pe tot, că oricum n-are nimeni nevoie de el în afară de noi. Mersi, bine că te-ai stricat fix acum. Ok, deci câte aveam, ia să vedem, sunt 22, o să le pun aici. Și în caz că nu v-ați prins ce am făcut până acum, n-am făcut mare căcat.
Mă așteptam să merg la cutreierat astăzi, să nu știu ce, dar cred că dacă stau să mă gândesc mai bine, stau să-mi fac câteva ferme, să știu că am mâncare, că nu o să mor dracului de foame și după o să mai cutreierăm pe aici să vedem ce este. Eu din câte am văzut în descrierea hărții, am luat prea mult, ok. Din câte am văzut în descrierea hărții, harta promite multe. Acum să vedem dacă acele multe chiar sunt multe și bune. Ca asta nu știu. Dar trecând peste chestia asta, hai să mai punem și aici. Face... Au, nu. Nu te-am pus bine. Facem așa. Bun, deci e la egalitate. Nu știu dacă e bine pusă asta aici, nu, desigur că nu este pusă, o dăm mai la o parte. Bun, ia să vedem cam cât de mare o facem. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 lungime, 1, 2, 3, hai să fie și aici tot 5, poate că o să pun aici mai mult. Bun, ia să vedem. Aolo, 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 doamne, se și inserează, o să iese proștii după mine. Da, nu e asta o problemă, eu îmi bag picioarele și fac imediat pe fraieri. Și desigur că asta se duce până să apuc să ar eu tot pământul. Mersi, ești o scumpă! Te iubesc! Da, asta o să facem în episodul următor, o să reparăm, a, da, s-au dus repede, dar oricum o să pot să fac alții din cei aici. De fapt, dacă stau eu să mă gândesc mai bine, o reparăm fix acum ca să nu mai stăm să facem în episodul următor, o să fie o pierdere de timp cam inutilă, sincer să fiu. Ok. Tragi dracu că nu te bagă nimeni în seamă. Ok, avem aici. Restul o să pun deoparte. Bă, dar tu n-auzi, mă, să taci din gură. Ia să vedem. Ok, ușor. Așa, hai să le facem și pastea. E, și cam atâta. Ok, mergem înapoi la căsuța noastră. Bă, acum avem târnăcop. Hai să-i scoatem pe fraierii aia de acolo. Bă, bine mă, băiez, mă, ce-ați făcut, mă, de-ați ajuns voi aici? Hai, ieșiți afară, ci... Doamne, iartă-mă, mai așteptați, că nu înțeleg. Ok, asta e ciudat. Nu vor să iese, dar acum na. Sau să fie din cauza că e chestia asta pusă? Da, văd că acum ies grămadă. Bun, deci trebuie să dau drumul decât la câteva, nu la toate. Prietene, ești liber să ieși când vrea sufletul tău. No, bun, ce mai aveam noi de făcut? Ah, să las câteva din prostiile astea pe aici, oricum n-am ce face cu ele. Ah, oak fence-ul ăsta o să-l păstrez, că n-ai de unde să știi. Hai să ieșim, că văd că fraierii se înmulțesc pe acolo ca purecii. Și momentan cam asta este, avem o două ferme în devenire de fapt, una de morcov și cealaltă de grâu, iar după ce terminăm aceste ferme o să mergem la explora să vedem ce ne așteaptă pe această insulă frumoasă, pe aceste insule frumoase, de fapt că sunt mai multe. Cam atât și cu episodul ăsta, dacă v-a plăcut știți ce aveți de făcut, un like, un share ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să vă abonați. Noi ne vedem data viitoare, hai, ciao les!